Seara, prieteni! Pentru că deja am împlinit 67 de ani și, din fericire, fac și eu parte dintre toți cei născuți în epoca de aur, am găsit un text extraordinar de frumos pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Cum să trăiască toți cei născuți în epoca de aur. Unii dintre noi am ajuns deja la vârsta de aur, peste 65 de ani. Alții nu, dar toată lumea ar trebui să asculte asta. 1. Acum este momentul să folosiți economiile amânate. Bucură-te de ele. Nu este nevoie să le păstrați pentru cei care nu au habar despre cât și cum v-ați sacrificat pentru asta. Nu este nimic mai rău decât să lași acești bani unui ginere, fiică sau rudă, cu planuri mari pentru ceea ce ai economisit tu. 2. Nu-ți mai face griji pentru situația financiară a copiilor sau nepoților tăi. Nu-ți fie rușine să-ți cheltuiești banii pe tine. Ai susținut copiii mulți ani, i-ai învățat multe și le-ai dat adăpost. Acum este rândul lor să înceapă să facă bani pe cont propriu. 3. Nu te supra-solicita. E ușor să te îmbolnăvești, e mult mai greu să te menții sănătos. Păstrează-te în formă, vizitează medici, caută informații despre ce să faci pentru a rămâne sănătos. 4. Nu-ți face griji pentru lucrurile mărunte. Ai experimentat deja atât de multe în viața ta? Îți poți aminti multe lucruri bune, îți poți aminti cele rele. Nu lăsați greutatea trecutului să stea în calea zilei de astăzi și a viitorului. Simțiți frumusețea prezentului. 5. Indiferent de vârstă, iubirea de viață este esențială și necesară. 6. Fii mândru de tine, pe plan intern și extern. Nu înceta să mergi la coafor, cosmetician, dentist, cumpără-ți parfumul preferat. Dacă ești bine îngrijit la exterior, atunci se naște în interior un sentiment de respect de sine și forță. 7. Unele persoane înfloresc la bătrânețe, altele rămân învechite. Viața este prea scurtă pentru a o irosi în comunicarea cu acestea din urmă. Petreceți-vă viața în compania unor oameni pozitivi, veseli și viața va fi mult, mult mai plăcută. 8. Rezistă tentației de a trăi cu copiii sau nepoții tăi. Desigur, este plăcut să trăiești înconjurat de rude iubitoare, dar fiecare dintre noi are dreptul la propriul spațiu personal. Au nevoie și ei de acest lucru. 9. Nu renunța la hobby-urile tale. Dacă nu le ai, creează-ți aceste obiceiuri și aceste hobby-uri. 10. Râzi. Râzi cât mai mult, pentru orice motiv. Ține minte, ești norocos. Ai reușit să trăiești o viață lungă. Mulți, pur și simplu, nu trăiesc până la această vârstă. Ai făcut-o, așa că distrează-te. Încearcă să vezi partea amuzantă a oricărei situații. 11. Nu acordați
Nu acordați atenție la ceea ce spun ei despre tine și cu atât mai puțin la ceea ce par, ce ar putea crede despre tine. Ei o vor face în continuare, iar tu ești mândru de tine și de viața ta. Lasă-i să spună că nu ar trebui să te deranjeze. Ei nu știu prin ce ai trecut. Ei nu știu ce știi tu. Este timpul să vă bucurați de pace și fericire. Și ține minte, viața e prea scurtă pentru a bea vin de proastă calitate. Să fiți sănătoși, dragi prieteni, mai ales cei născuți în epoca de aur. Și deie Domnul să ne întâlnim și la 100 de ani și să bem un vin de foarte bună calitate. Doamne ajută să ne vedem și la alte filmări.